Aziz, bine ați venit. Bine ați venit după ce ne-a explicat cine este Vasile Lupu, mai ții minte? Vasile, domnul Vasile Lupu, da. Domnul. Am ne întâlnit cu el la mall, la Cluj. Cu Vasile Lupu? Vasile Lupu? Da. Și cu moșii în roată? Nu, e un domn bogat și am făcut un TikTok împreună cu el. Sunt mai mulți Vasile cu Lupu, dar nu. Noi ce am de ăla care a trăit acum. Poate, are ceva de Vasile Lupu. Pe vremea samurailor. Nu chiar așa, nu. Ce-ți place din bucătăria românească? Deci, ciorba de burtă, am auzit. Deci, ciorba de burtă, dar cu ardei iute. Așa, normal. Și, dar murat. Ardei iute murat, da, ok. Și după beție e cel mai bun. Așa e, după beție. După beție e ciorba de burtă. Da. Și dar cu oțet, așa? Dar cu ce îi place să se mănânce? Carumea. Măi, dar voi adevărat, iartă-mă că vă îmbătați repede? Nu prea. Am o experiență românească și nu mai. S-a schimbat ceva de așa. De ce sunt că e o enzimă care lipsește în zona aceea de... Nasia? În Asia. Așa și că ei se îmbată foarte repede. La ziua mea, în Corea, cândva, în Corea de Sud, n-aveam bani. Am luat o sticlă de sache. Dar a venit lume că în Corea așa e. Află că e ziua ta, nu te știe nimeni. Era multă. Ca la noi la Ploiești în 90. Așa, o sticlă de sache și toată lumea era... Bă, zic, la București, nici eu cu Dan nu ne luam de sticlă. Noi țineam câte o sticlă de pes, da. Ca să zic așa. Da, nu. Și sacheul ăla e destul de tare. Nu? Depinde, mă rog. Sache, dar catsuica, avem... E catsuica, dar poate fi și ca palincă, nu? Deci, avem sache de 16 grade și ala avem sache de 50 ceva de grade, ca palinca. E 50? Da. Dar nu e cine știe, nimeni nu-mi place, nu-ți place. Depinde de marfa. E slăbuț. Îți place? Da. Place mai mult de... Am obișnuit cu parinca țăica și place mai mult la putura romanească. Dar știi acum pe ce sunt japonezii foarte tari și au venit în spate și au câștigat toate premiile posibile? Pe whisky-uri. Whisky. Pe whisky-uri japonezii câștigă acum, îi zăpăcesc pe toți ăștia, pe scoție. Da, am auzit. Toate single malturile astea, șmechere, cu tradiție de 100-200 de ani, își iau bătaie de la whisky-uri japoneze. Bă, dar le fac. Am și eu vreo 3-4 variante acasă. Bă, bune rău de tot. Adică bune, să... Na, tu știi mai bine. Când se apucă japonezii să facă ceva... Eu nu știu. Nu băutură. Tu știi mai bine ce înseamnă lucru japonez. Când se apucă să facă ceva, o fac serios. Adevărat. Hai să vedem. Ești pregătit? Da. Da? Te legăm la ochi. Sau cum facem? Ce-i punem? Ai tu? Uite, avem noi. Haide, hai să-i punem o de aia. Eu am crezut că și-a adus power de acasă ca să doarmă un pic. Oare în buzunar tot timpul? Așa. Da. Așa, da. Chiar nu văd nimic. Nu vezi, da? Nu vezi, nu mai. Rămâi pe loc să nu te împiedici. Ok. Nu te dai în spate, că e... Ok, stai aici. Stai acolo. Stai acolo că venim noi cu masa. Venim noi cu masa până la tine. Ok. Așa, să ne spui dacă vezi ceva. Nu văd. Nu vezi nimic. Nu văd. Să mănânce lucruri, să le ghicească? Da. Vedem cât este de român. Am înțeles că a devenit mai român decât toți românii. Ia să vedem. Tot din toată, e prea mult. Cu ce să începem? Mâncărica românească. Aoleu, ce bine arată tot. Ăsta că e mai surprinzător. Nu pot să văd nimic. Ăsta e mai surprinzător. Ia stai să vină Sandu să arătăm. Ricky, atenție că ăsta mișcă un pic. Ce băgați? Nu speriați, mă. Ce băgați? Ce mâncăm noi? Stai, că noi deja am început să mâncăm. Te invităm și pe tine. Hai. Îl punem prima dată. Hai să-l așez puțin, pe Ricky. Am luat eu niște sushi, niște sashimi. Da, mai bine sashimi. Ușor așa. Gata. Acum așa. Gata. Bine că nu te-ai zis. Ok. Hai. Așa. Vezi să nu-l muște. Ia, hap. Ce e asta? Asta mâncam la Crăciun, cred. Cum s-a făcut asta? Da, bravo. La Crăciun. Da, am uitat cum mă cheamă. E cu făcut de la porc, intestine cu porc. Bravo! Bravo! Am uitat cum îl cheamă. Lebăr. Levau? Drob. Drob, da. Drob. E de aia același... E drob. E drob acolo. Drob. Am crezut că e lebărul. Ia mă să gust. Ia uite, eu sunt mai japonez decât... Bun. Ceva simplu așa la început, știi? Ceva simplu. Ia fii atent aici. Păi nu-i de Crăciun. E de Paște. A, dar Paște, dar drob la Paște, adevărat. De Paște. Ce faci, măi, dai ardei, iute de asta și ai foarte dur. Nu se sperie. Nu e mici? A? Ce? Nu e mici? E mici! E mici, mare! Da. Nu e mici? Deja mă... Bravo! Două! Ia, mă, lasă-l săracul să înghită. Asta nici eu nu știu ce e, nici cu ochiul liber. Hai! Stai așa. Stai așa să înghită. Uite asta. Dă-i de asta. Dă-i. Ia, dă-i tu. Bun. Trebuie să-i dai tu, că el e pe ocupatele. Îi dai tu? Arăt la cameră. Îi dai eu, dar îți dăm cu mâna, n-avem ce să facem. Electric.
Cârnați ardearesca? Hai mai încercat și de asta. Cârnați. Da? Bravo! De asta-i dau și eu ceva. Pleacă săracul, vă face... O să facă enterocolită după asta. Fii atent aici, că acum te hrănesc exact ca pe filmul când avea un an. Ești pregătit? Da. Ține-te puțin de nas ca să nu-ți dai seama după miros, că după miros o să fie simplu, știi? Ok. Așa, hai. Ia. Este... Poți să dai drumul la nas. Uitați-vă ce este. Ce e aia? A, ciorbă de burtă! Ciorbă de burtă! Dar numai mirosul l-a ajutat, de fapt. Da, dar fără miros e greu. Nu. Mergem la... S-ar putea să nu fie ce trebuie, că nu e gătită, e ce am găsit noi pe la magazin. Noi am luat burta într-o dată. Da, săracul mărichet. Acum, 3, 2, 1... Dacă aș mâncat tot ce aveți acolo, chiar că m-ar lua smurdul. A, este... cum să spun? Srana. Slăninuță, gata, ți-am pus un clește. Hai puțin, Ricky. Îl doare, mă, cu clește. Întinde mâna. Te doare? Ricky, întinde mâna. Întinde mâna, așa? Nu, nu, în față, în față. Așa, ia asta. Șervețel. Așa, ca să te ștergi dacă vrei. Oh, mulțumesc frumos, domnule. Te doare cu cleștele dacă îți punem cleștele pe nas? Nu, 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 nu mă doare. Băgați și mie. Au. Așa, așa. Te doare. Bă, ce e asta? A, e ok. Asta nici eu nu știu. Aia ce e? A, fii atent. Imediat. Știm. Nici eu nu știu ce este. Tu știi? Da. Ia să vedem. A, nu pot să le spun. Da, s-a răcit. Să știi că s-a răcit. Ok. O să-ți dăm... Hai că e destul de simplu, n-ai cum acum. E foarte simplu. O să-i dai din partea cealaltă, cu carne. Mhm. Cu nasul închis, e foarte greu. Ce? Ce e asta? Ia zi-ne. E cartofi? E burtul, e uștean ceva? Nu, e că, hai că, aici am dat, ne-am dat din culegere. Tocanița? I-am dat din gheba, din olivoto. Bă, da, vezi că nu poate să respire în timp ce are nasul... Ia, îți mai dau? Nasul blocat și în gura are mâncare, el nu poate să respire. Da, scoate cleștele. A, să-l mână așa. Ia, hai că îți mai dau una. Să-mi spui dacă știi ce e. Ingredientul principal. Deci, sau măcar două ingrediente. Are marar. Așa, ăsta e un ingredient. Marar, cum să spun, prion, are gustare roșu puțin. Dar alea ce ai mestecat tu, că n-ai mestecat bulionul. Bucățelele alea ce erau? E românească, o românească de asta. Ce e asta? Nu știu. Ce e asta? Ce e? Ce e? Mamă, ce e? Da, mă, e... Gândaș de bucătărie, ce? Nu, 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 domnule ferește, nu, nu, nu. Păi s-a dat la liber. Hai că după aia o să-ți dai aer pe aici. E, ce era? Ce mai dai o lingură. Îți mai dau? Da, mă rog, încă o dată. Începe să-ți placă. Da. E bun? Mhm. Am mâncat asta 100% în viața mea. 100% ai mâncat, da. Sigur ai mâncat. E cartof sau... Nu e cartof. Nu e cartof, celălalt aliment de bază la români. E, Tone, măsline, nu măsline. Ce, nu măsline, seamănă, da. Acolo undeva, Tone, cum să spun, struguri. Struguri? Nu struguri. Struguri? Nu. Nu știu ce e asta. Sunt tot rotunde așa. Dar mi se mie hintul. Se află într-o păstaie, să dau un hint. Paula. Sunt boabe. Da. Știu, boabe, dar tare afară. Ce e asta? Așa. Stai mă puțin, dă-i cu din asta, că așa și dă seama. Dă-i cu o bucățică de asta. Nu, din asta mă mai... A, da, nu, e foarte mare, nu poți să o tai. E, asta e, nu o tăiem. Băgați tot. Uite, mă, ce este dispus să o mânce. Nu știi în ce te bagi. Ești sigur? Asta e, hai. Atenție, stai că îți dau un șervețel să... E foarte mare bucata. Nu-i nimic, lasă, acum aș dă seama. Ce bun ai. E bun. Foarte bun. Nu știu ce e, dar hai că stau așa să-mi o dai pe toată. Cioran de porc. Cioran cu... Cu ce se face la român? Cu ce se face ciolanul de porc la noi? Cartofi sau... Cartofi sau... Sau... Să mai face... Fasole! Fasole! Bă, în sfârșit! Gata! Băi, dar vezi că le-a ghicit pe aproape toate. Pe toate! Da? Da, stai că mai avem. Stai. Pe asta n-o să o ghicești nici într-o mie de ani. Dacă mă duci tu pe mine în Japonia și încep să-mi dai să zic ce pești sunt ăia cruzi pe care-i mâncați voi, mă detonez de la primul pești. E, după 10 ani, cred că îți dai seama. Pe ce ele de 10 ani aici? Mă duc fiecare zi mâncare românească. Richito, de cât timp ești aici? 11 ani, domnul. 11 ani? Da. Na, poftim. Hai să facem o mică pauză. Mulțumesc cu urmă. Mai are carne. Ricky, uite aici, dacă întinzi mâna dreaptă, îți dau un pahar de apă. Așa. Mulțumesc frumos. Așa, gata. Dar din ce ai gustat? Mulțumesc cărbos? Din ce ai... Mulțumesc frumos.
Deci nu scrubăză, nu scrubăză. Pune-l tu. Rechito, din ce ai mâncat până acum? Unde este masa? Pot să scos asta? Nu, nu, nu. Dă-i, dă-i, măi. Mulțumesc. Din ce ai mâncat până acum, este vreun fel care să nu-ți placă? Nu, e tot am plăcut. Totul ți-a plăcut? Da, da. Asta... Dar, sincer, mici rece, nu prea mici rece nu merg. Uite, da. Mâncat acum. Bă, n-ați încălzit voi micii, acum, mă. Avem numai fete în echipă, nu avem cum să... Nu o să ghicești. Ok. Dacă am fi avut noi gospodine... Nu, bă, pe tot o vrei. Aoleu. Nu prea ai mâncat azi. Păi a venit. S-a pregătit. Ce e asta? Dacă îmi zici ce e asta... Nu e toba? Toba! Toba, nu da. Cred! Toba, da, toba. Da, toba, de la Crăciun. Cu porc mult și intestine. Okay. Da. Dar pe asta... Sigur nu o ghicești. Nu o ghicești. Toba era mare. Așteptat-o. Basul și cu toba mare. Dar tu n-ai făcut, tu ai fost la șef, n-ai gătit la șef? Bă da, bă da. Păi le-ai făcut românește ceva? Odată am urat 15 puncte cu tocănița românească. Tocăniță românească? Da, da, da. Bravo. Mulțumesc, bravo. Mulțumesc. Ai terminat de mâncat? Da. Am crezut că vorbești cu mâncarea în gură. Deci la noi este un fel de restaurant cu stele Michelin, nouă feluri de mâncare, toate proaste, știi? Adică mici reci, ciorba zleită. Noi suntem la Zmeura Michelin. E cu stele Goodyear. Bă, da, uite, asta jur că nici eu nu știu ce e, nici mă uit la aia și nu știu ce e asta. Salată de bœuf, exact asta cu stele Victoria Florești. Ai ghicit, măi, aproape pe toate. Ai ghicit? I-ai dat din asta? Nu, dai tu, dai ușor de ghicit. Că dai tu să te jure. Măi, e ușor, că nu știu ce este. Nu știi? I-am dat șervețel. Băi, dă-i o bucățică mai mică. Mică? Cât de mică, că dacă e mică nu-și dă seama. Își dă seama, își dă seama. Că nu-mi dau seama nici dacă văd. Gata, dă-mi și mie, te rog. Te rog frumos. Numai că dă și mie, că mi-e foame. Dă-mi și mie, că și tu mi-ai dat. Aici e mai greu. Ți-am zis că nu știe? N-are cum, că nici eu nu știu ce e asta. Ia mă, ce-i pe tocaniță de porc? Sau? Nu știu. Ce? E ceva că porc, tocaniță de porc? Cum să nu știi, mă, nebunule? Nu e o tocaniță. Face? E ceva friptura. De porc? Friptură de porc. Uite, mă, că a ghicit. Ce friptură, mă, nebunilor? Da. Jumări. Nu jumări? Păi da. Jumări. Jumări? Păi și nu e carne în friptă? Nu e tare afară, da. Jumări. Știi ce înseamnă jumări? Da, e porc într-o untura. Untura de porc, da. Da, untura. Făcută pătrățele, așa. Așa, stai că merge cu asta. Acum. O palincă sau? Nu, nu, nu. Mi-a fost o senzare, mă duci o palincă. Asta e varză murată. Varză murată! Da, favoritul meu. Asta e favorita ta? Da. Păi atunci, dacă asta e favorita ta, înseamnă că și astea sunt favoritele tale. Nu pe toată. Adică hai, dă-i, că e ca la masa de Paște. Cu încredere. Ce e asta? Paula? Sarumare. Ce faci? Asta e sarumare. Sarumare? Da, sarumare. Sarmale. Sarmale. Ce faci? Sarumare. De ce mă întreb? Ce faci? Sarmale. La masă de Paște, dacă poți să vii să-mi dai și mie așa. Măi, le-a recunoscut pe toate. Păi da, Rechita, nu trebuia să te mai duci când ți-ai luat, cetățenia până la urmă? Încă nu, domnul Capătos. Păi uite așa, cu emisiunea ta trebuia să te duci, mă. Da. Păi ești mai român decât trei sferturi de român. Mai avem aici ceva absolut special. Să le ghicești chiar pe toate, legal la ochi. Ia. L-ai ghicit? Ce e ăla? Pâine. Asta e, nu știu, e crema de ciocolată. Ciocolată? Nu. Nu. Ce e asta? Nu știu. Este o prăjitură. Prăjitura cu crema ceva. Tradițională românească. Sabarina. Nu. No. Bine, poate fi, seamănă, na. E? Cozonac cu crema? Cozonac! Cozonac! Cozonac conține crema, așa? Păi da, e mai aproape de panetone, știi ăla italienesc? Da. Care are... Gata, poți să scoți. Gata? Măi! Deci fii atent, îți dăm bravo, Mărichito! Mulțumesc! Bravo! Îți dăm înregistrarea. Eram bună! Și ți-ai cetățenia pe loc cu înregistrare. Dacă vrei să mai mănânci ceva din ce e pe acolo, poți să rămâi la masă, să mai mănânci. Mulțumesc frumos! Da. Iau jumarii, asta e jumarii. Jumări, mă! Ia una din asta. Da, aveți ceva care seamănă? Ce-ți plăcea din Japonia cel mai mult? Un parc sushi, dar una calitate bun și barbecue japonez. Barbecue da, japonez? Da, ara e foarte bun. Cu ce diferă de cel... Deci, în România, grătar este facere toate primul și mâncăm după. Uh-huh. În Japonia, punem un loc și mănânc un loc. Adică mâncăm fierbinte. Da. Asta e diferența mare.
Păi nu, dar la barbecue. Care e diferența între barbecue normal și la japonez? E așa că avem și sosul, mai multe sos. Și avem orez și muraturi stil japonez și son supa pentru barbecue. E foarte bună aia. Da. Care este tipul acela de pește pe care dacă nu știi să-l tai, devine otrăvitor? Vine prăjitul? Da, e un deci pește. Vine mortal. E un pește care trebuie tăiat, mâncat, nu știu cum, dacă nu-l tai peștele bine. Balon? Peștele este... balon, ăla e. Da. Se numește fugu. 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 Da. Așa, și are acolo ochii. Știu că nu mai bucătarii japonezi, șefii japonezi știu să-l pregătească foarte bine. Deci, pentru că aveți nevoie de un fel de license pentru diploma, să taie aia, altfel, cum să spun? Nu-ți dă voie, da, omori, omor oamenii. Exact. Deci trebuie o licență specială doar pentru a găti felul acela de mâncare, nu? Exact, foarte periculos. Da, o bucată de pește pot să moră 7 persoane sau ceva de genul. Da, da, păi da, că el devine otrăvitor în momentul în care îl tai. Da. Îi atingi nu știu ce intestine, intestinul ochii, sau da. Nu știu ce și devine... Bine, noi avem aceste sărbători, Paște, Crăciun, cu produse specifice de mâncat. La voi sunt? Ce sărbători sunt? Tone, avem la august, noi spune că vine, cum să spun, familie noastră care a murit, la acasă. Și atunci toată lumea merge acasă înapoi și stăm împreună. Un fel de parastas? Un fel de Paște, cam așa. Și stăm o săptămână și noi mâncăm anghila. Anghila. Anghila e un fel de pește lung. Tot un pește, da. Și... anghila, da. Anghila. Da, aia cu orez, în sosul dulce, pentru deci că... aia este specifică sărbătorii respective. Cam așa e, da. Ok. Și Revelion, la fel ca aici. Da. Mă rog, Revelionul, na, ca peste tot. Da. Dar la noi, cum e Crăciunul cu sarmale și nu știu, Paștele cu stufat și pască și ăsta, cum se numește, dar am crezut eu că e lebă. Drob. Da, credeam, adică, uite, iată, aveți și voi sărbători cu mâncare specifică acelei sărbători. Da.